cancerul doare. Doctorul nu ne-a mai dat nicio șansă. Nicio șansă nu ne-a mai dat. Ne-a zis că poate să moară și în timpul tratamentului. Și eu ca mamă m-am speriat foarte tare. Am ajuns în ultimul hal cu ea. Nu mai respira deloc. Era la pământ. Leucemia este o boală foarte grea la un copil, dar ea a fost o fetiță care a luptat cu boala ei. Mai mă întreabă uneori, mami, mai mergem la spital? Și eu îi spun, da, mami, mergem, că trebuie să mai avem tratament de făcut. Și ea spune că, mami, nu pot să mai merg, că mi s-a urât. Începe și plânge că ei s-a urât să mai meargă la spital mereu. Ce-ți face doctorița când te duci la spital? Mă face analingele. Dar la spital îți face cu siringa? Da, mă face. Uite, mă pune apă de acolo și îmi bagă și atâta și pune dopul și atâta. La început am avut vomi, temperatură, afte în gură, ajunsase de nu mai mânca și ajunsase la 10 kg. Cauza la chimioterapie nici nu-i poftă de mâncare nu mai avea. Și mergem săptămânal și face chimioterapie și face doze mari. Nu mai pot, pur și simplu, nu mai mă simt ca o mamă liniștită, mai am încă doi copilași. Astăzi îl ai, mâine nu-l ai, nu știi cum să faci. E foarte greu pentru că e o boală foarte periculoasă și trebuie să fii o mamă foarte luptătoare ca să poți să lupți cu copilul tău împreună, să poți să mergi înainte, pentru că la ce are ea e foarte greu. Nu doresc la nimeni așa ceva. Anaïs de un an de zile suferă de o leucemie. Este o boală crâncenă și foarte grea. A slăbit-o mult din puteri, dar ea luptă, are o veselie de nedescris. Vrem să ajutăm acest copil să învingă această boală. Dacă și tu vrei să o ajuți să învingă leucemia, intră pe site-ul Speranța pentru România și donează pentru Anaïs.